Stimați profesori, celorlalți care sunteți participați la procesul educațional, încă o dată cu sărbătoarea noastră, vă felicit, succese și răbdare. În plan financiar, ceva e mai greu, da? Măcar în susținerea verbală pentru dumneavoastră. Prima ce se referă la toți conducătorii subdiviziunii referitor la economia agentului termic. Primiți acum toți pe dispoziție de la doamna Mihaela, unde sunt date careva indicații referitor la economia agentului termic în zilele calde, când e cald afară, de la acolo e scris ora, de la ce oră până la ce oră de conectați, mă din de la 5 seara până la 7 dimineața, cu scopul de a face ceva economie, fiindcă se așteaptă iarnă grea, nu știe ce o să fie mai departe. Așa că dacă este posibilitatea, afară e cald, deconectați cu totul, fiindcă închiderea rubinetului, să spunem, la 20-30% nu dă nimic folos, ori de închis cu totul, ori nu de închis deloc, fiindcă tot aceeași energie trece, pur și simplu, banii să fie tot aceiași plătiți. Eu drept am spus, domnul Alexandru, sau? Da. Dacă închideți oleaca asta, nu faceți nicio economie. De închis, în total. Cine are sistemul autonom de încălzire, de deconectat cazanele. Se referă la toți agenții, la toți conducătorii subdiviziunilor. Așa, vine iarna, bate la ușă, noi trebuie să începem, domnul Zoia, cât de cât a face ordine prin străzi, ca iarna să fie mai ușor de lucrat. Și de asta, domnul Cucereanu, dumneavoastră, pe strada Matievici, noi când am reparat, s-a dus ceva acolo, asfalt, băcăți de asfalt care sunt puse în câteva grămeți, trebuie să luat un tractor denivelat, ca iarna nu drumul și așa o să fie îngust. Și noi acum l-am îngustat cu tot. Domnul Cucereanu, mă refer la dumneavoastră, cei care au săpat pentru a monta subterană linia rețelei electrice, apeduct și altceva, șansurile până acum săpat. Tot de acoperit, de nivelat terenul. Fiindcă iarna o să fie întrebare mai complicate. Referitor la celelalte întrebări. Dar asta obligat, domnul Cucereanu, vă ocupați. Eu vreau să am ceva informații de la Goianul Nou, dumneavoastră știți, pe data de 14, la Goianul Nou e sărbătoarea Hramul Satului și ca anunț sectorul de poliție se cunoaște pe data de 14 e Hramul Satului și domnul Sergiu, vă rog, îmi spuneți ora, începutul, activitățile și pregătirea, cât sunteți de pregătit pentru a putea și manifestați. Noi facem în ordine de sat, curăță, facem să știa, numai să dăm cuvar, dăm mai aproape de hram, dăm verdură cuvar. Dați că nu-i posibilitate, mai aproape de hram poți ploaie și nu ați săptămâna asta, pur și simplu, să facem curățenie. Deci ne gândim la oară două să începem. Sara nu se grămădește lumea la noi, stă cu întâlnit scoate și... Nu. La ora 2 noaptea? Ziua. Înseamnă că la ora 14. La 14, da. Da. Și dacă Sara nu se adună nimeni, care garanție că la ora 14 o să fie cineva? Nu, spunem, iată, anunț am scris să se-l punem acolo, să invităm, așa. Asta e toată activitatea. Mai departe ce vei gândiți pe așa? Nu, mai departe. Seara concert, dar partea festivă și de la oară 14. Uh-huh. Seara dăm concert. Seara concert. Jocnea. În oară 1. Referitor la sursele financiare care au fost alocate din asta, care e situația? Că nu le-am primit. Asta este vreo lege, așa ceva, e obligatoriu, 3 zile înainte, sau spați cu 5, ca oamenii să mai aibă posibilitate de făcut ceva.
Bine, a spus 3 zile. În 3 zile le dați termen ca ei să dovedească să facă toate lucrările în 3 zile. Și dacă primești cu 5 zile înainte, o să fim penalizați sau o să fim atacați în judecat sau care? Nu știu, noi avem drept să-i ținem în casă. Dar dumneavoastră nu-i țineți în casă. I-ați primit și i-ați repartizat. Conform deciziei Consiliului. În decizia Consiliului și spălat 3 zile înainte. Vă clarificați, fiindcă eu nu cunosc așa restricții, poate eu nu le cunosc și ele există, dar în 3 zile pe urmă restrânge activitatea. Dacă este posibil de a de dat ceva înainte și o să fie mai bine venit, noi nu trebuie să îi încurcăm în activitate, dar să le ajutăm, nu? Păi în ziua hramului, dumneavoastră n-ați văzut la bancă în ziua hramului să luați bani. Dovediți-vă clarificați. Eu am spus ca prin dreapte. Dacă este necesar de alocat mai din timp, înseamnă că mai din timp. Dacă nu, înseamnă că 3 zile așa și rămân. Da. Ce probleme aveți și de ce ajutor aveți nevoie? Problema a fost la mine un grup de pe stradă, Tineretul. Iar ea că trebuie să dau azi răspund pe volante cu canalizare. Ea că... Biciv a spus că așteaptă la domnul primar, dar... Ce așteaptă Biciv? Să-i pete-i stășia de noi, să dăm acolo. Eu fost la Biciv. Biciv iară trimite la primărie. Eu vreau să vii azi la primărie. Spus, nu trebuie să... Eu mă duc la volant azi și... răspund rezultatul la ce am ajuns. Serien Mihaloș, notați-vă, vă rog, tu mai întâi trebuie să aduci câți metri linear, de câți metri linear și de ce diametru este nevoie de țară. Dar pui în contract, este contractul la Biciv. Acolo Adam scris, dar poți să ieși funcționat. Eu sunt sitnic, nu-s Biciv. Și eu nu cunosc. Deci ei pot să ne în saltarele masive diferite informații. Dar noi pentru noi, ca să facem un contract de procurare a țevelor, trebuie să știm măcar diametru și lungime, nu? Păi de asta zic, da. Cu domnul Sergiu aduce diametru, lungime și noi o să căutăm posibilitate de a efectua lucrările, adică să le predăm la canal și să le instaleze. Evident, canalizarea trebuie să făcut. Da, eu sunt o copie de contract. Dacă am ajuns la domnul Serbu, am rugămit la dumneavoastră cu plombare, au fost efectuate măsurările. Mai este încă o necesitate. Toate drumurile care au fost făcute anul ăsta, de măsurat suprafața, împreună cu domnul Cereanu, fiindcă 4.000 de metri deja au fost instalate și ceva mai mult. De cât mai avem nevoie, noi nu cunoaștem. Informația care a provenit de la domnul Croce este informația lui. Eu aș vrea să cunosc la concret cât a fost instalat, măsurăm lățimea și lungimea drumului și asta e tot. Și dacă s-a instalat suplimentar, cât s-a instalat, de cât mai avem nevoie ca de pregătit la ședința Consiliului de alocat surse financiare adăugătoare pentru procurarea povarului de finalizarea lucrărilor care sunt preconizate pe anul ăsta. Este un demers de la școala sportivă de la municipiu, la data de 14, de la 10, de la ora 10 dimineața până la ora 13, este nevoie de teren de fotbal pentru a petrece competiții sportive în legătură cu hramul orașului. Demersul este aici. Duceți tratative sau avertizați echipa Veres că pe data de 10 o să fie terenul ocupat. Dacă am ajuns la dumneavoastră... 14 sau 10? De data de 14, hramul orașului, la ora 10 până la ora 13. Cred că domnul Octavian i-a adus așa o smetă na remont, montaj, domnul Dima. Lucrul și-am care trebuie să facem noi, el avea 8.078 de lei. Asta așa, liber, a semnat. Nu a avut cine vopsi, nu a avut cine... Nu ați aprobat, eu am semnat că am primit lucrările.
lucrările le-am primit și le-am... În afară de lucrări ați primit indicații, ați primit vopsea, periuță, mănușă de vopsit. Și așa a stat până a venit demo și nu-i făcut. Nu-i bine, fiindcă dacă ați primit indicații, trebuie să executați. Sau să faci să o dare de seamă de imposibilitatea executării indicațiilor. Dar așa le-ați lăsat până nu a venit demo și a făcut, dar el numai asta și caut. Ceva de lucru în plus, cu prețurile lor. Fiindcă așa, zic, el e 26,5% în asigurare medicală și socială, unde spuneți numai de asta 727 de lei, pe urmă e la transport 146, pe urmă mai e încă 6% planului înăcăplenie și practic lucru care costă 8.178 de lei, el costă uneori la 4.500. Noi am putut să-l facem gratuit. Iată unde se duc banii noștri. În loc să facă angajația dumneavoastră care se scate în lașa, neabă în ce faci, le-a făcut Dima. El le face cu mare plăcere. Așa, domnul Zoia, florilor 6, florilor 8, trebuiește de dus de clarificat cu amenajarea blocului care s-a construit acolo. Ei trebuie să amenajeze teritoriul, nu găsesc o limbă comună, duc negocieri cu locatari, unde se mai instalează un liceu afară. Mă duc la fața locului, au fost două, pentru a nivela tot ce este acolo, de a amenaja terenul. Vă duc dumneavoastră să vă apreciați împreună. Domnul Cucianu, îi dați o mână de ajutor, fiindcă populația o înțeles că e terenul lor proprietate privată și cum vor așa dictează. Aici stai numai din urmă. Domnul Oleg să le construiască și așa dictează că e terenul lor și așa mai departe. Luați o decizie împreună și la Oleg m-a stat la Dimitru jumătate de oră și a trebuit să Potim? Domnul Oleg m-a stat jumătate de oră, nu știu, eu i-am explicat dimineață. Păi nu lui trebuie explicat, el e gata să facă. Da, dar acolo oamenii dictează, înțelegi? Trebuie să le-am găsit de lucru, dar în orice caz mai ieși. Nu găsit să mă ce vreau spune. Nici o problemă, hotărâm întrebarea. Apropo, eu este cu adunare de seară, eu de-am vorbit la ora 7, lumea o să se grămădească. La ora 7 noi mai stai de vorbă și cred că atunci o să le lămurim referitor la activitatea lor, fiindcă omul vrea să fac să fie tot bine și să amenajează împrejur. Dar ei, spunem așa, pun bieță în roate într-o cât pot. Bine, este de seară, o să hotărâm și întrebarea asta. Așa, stimați colegi, acum trecem la fiecare instituție în parte. Eu aș vrea prima să încep la domnul Alexandru, dacă sunteți conectat la gaz sau nu. Suntem conectat la gaz, dar din pricina datoriilor foarte mari la blocuri locative, nu avem consumul de necesar de nu avem volumul necesar de apă pentru consumatori, ca să putem conecta școală și grădiniță. Încă o dată pentru mine că ne datorii foarte mari sunt la blocuri locative. Ce are datorii cu volumul de apă? Are. Ca să conectăm numai cu școala și grădinița, e volum foarte mic și cazanul nu... Se încerbând foarte repede și a să iasă din funcțiune. Noi trebuie un volum mai mare, de 60 de toane de apă pe oră, sunt circule prin cazan. Și reiesc, toate blocurile sunt cu datorii foarte mari și voi nu vrea să-i conectați. Așa reiesc. Din principiu, din partea tehnologică, nu se permite, domn primar, dacă înainte la dânsă era cazanul grădiniță, așa... Fostul cazan, 36 de toane. Acum la dânsă s-a schimbat cazanul și 60 de toane. 60 de toane este sunt toate 11 blocuri locative care se află în prejurul școlii și grădiniței. Voi, domnul Alexandru, el e responsabil acolo. Dumneavoastră ne-am clarificat pe urmă. Nu, asta din pricina datoriilor, din pricina datoriilor, termocomul n-a să dea voie. Sasha, care e propunerea dumneavoastră? La compartimentul de apartamente, da, evident că ne doare inima și pe dânsă, dar prima instituție e grădinița. Ce facem? Rămân copiii fără căldură? Domnul primar, chiar dacă și conectăm, pornind, oprind, a să vină o plată foarte mare. Eu nu zic să faceți ceva ilegal sau mai știu, dar îi propune admirați ca să lichidăm situația care este creată la moment, ca să fie căldură. Doriți voi, nu doriți, totdeauna iarna o să fie. Nu, asta e clar. De la locul unde mă aflu eu, din păcate, nu văd o ieșire din situație. Asta doar de termocomul de sus, hotărăsc, dă-i permis la, cu datoriile acestea mari să fie conectate.
Domnul Alexandru, dar care e minimum, ca câte căi sunt spate conectat, ca să fie conectate grădinițe? 60 de tone trebuie. 60 de tone, practic, toate bloc. Ia ca 7 tone are un bloc, spre exemplu, numărul 7, studentul 7, are 7 tone. Care e minimum, ca de pildă, o casă, 2, 3, 10? Păi eu spus 60 de tone, 17 tone la o casă. Dar nu, este 11 case. Este, da, este capacitatea cazanul, dar minimum, doc, tot este. 60. Dar este minimum? Da. Păi de asta eu deodată și-am înțeles. Adică, să lucrez... Anul trecut, țineți cum am făcut, nu? Grădiniță și am conectat două clădiri. Deci eu și-am întrebat. Cazanul 36. Nu, anul trecut, domnul Sergiu Socuie, ea este fiind clădin și s-a schimbat anul ăsta. Cazanul acela era, da, 36 de toane și noi am unit câteva blocuri locative și am fost putinți de conectat. Practic, ele se conectează în tetanul toate casele, odată e imposibil de conectat. Și le conectează treptat, câte una. Dar asta nu înseamnă că una, o casă luna asta și una luna viitoare. Că ele, în parcurs de săptămână, se conectează toate casele. Așa, ieșire din situație nu există până nu se conlucrați împreună cu regia comunală sau regie comunală cu voi, la achitarea datoriilor. Noi, toată vara cât a fost cald, nu prea ne-am dat așa sârguința ca oamenii să achite. Vă e absolut indiferent să achite sau nu, vă faceți treaba voastră. Regia comunală n-are nici contract cu persoanele fizice și nici n-au interes, fiindcă voi primiți bani la direct, dar voi ați dat tot pe, adică nu dumneavoastră personal, dar termocomul, tot pe spate la regia comunală și am fost căutam vinovat. Nu, anul acesta s-a lucrat intens asupra datornicilor, termocomul a lucrat pe Chișinău, pe Stăuceni a lucrat, așa că nu vreau să spun la concret, spun că da, s-a făcut, eu știu că comisia a fost, la noi tot au fost luați oameni care au lucrat pe Chișinău, pe Comuna Stăuceni. Ia că acum e mai călduț. De atâta, din reieșit din considerent, fiindcă regie comunală nu are atâta specialiști, facem așa, un specialist de la voi, unul de la regie comunală, și să vă duceți la blocuri, să nominalizați lista răuplătitorilor, să începi nominal de la fiecare persoană. Avizurile mi-a spus domnul Alexandru că s-a afișat, că o să fie deconectat în cazul neachitare, da? Ar fi bine de mai lucrat cu oamenii, dar cineva care e serviciu la dumneavoastră și care o să fie reprezentantul, spunem, administrării publici locale, ca să batem în ușă și în obraz la oameni, poate cineva să mai trezit conștiența o leapă ca să fie achitați. Așa, domnul Zoia, vă notați, vă rog, că pe urmă să nu zici cum v-am zis. Sunt două plângeri de la blocul strada Petru Rareș 3. Da, Petru Rareș 3 și studenților cu acoperișul, reparația acoperișilor. Studenților 4. Eu, după cum țin minte, pe parcurs la ultimii 40 de ani nu se oferea nicio lucrare de reparație la aceste blocuri. Acolo se acoperișul de ardezii. Practic, ardezii putre. Cum aș vedea eu chestiunea, reparația cârpală asta, spunem așa, da? Nu e și de bună. După costul și necostul tot atât cât de schimbat în vileșul totalmente, dar efectiv eficiența nu o să fie deloc. Așa că ar trebui de găsit pe cineva un agent economic, cine o să fie A, B, C, D, absolut indiferent, să faci un divid de cheltuieli la fiecare bloc din parte, la fiecare, cu suprafața diferite, referitor la schimbat în totalmente învelișul, cel mai bine ar fi, probabil cu foi de metal ceripiță de asta. Cineva să fac calc, spune, Petru Rareș 3, costă atâta, studentul 4, costă atâta și vă uitați la celelalte blocuri. Din motiv că la ședința Consiliului noi să avem o viziune referitor la reparația capitală a acoperișilor. Dacă noi în celelalte blocuri care sunt cu acoperișul drept am mai făcut ceva reparație, aici n-am făcut niciodată bloc.
Dar în sarcina dumneavoastră vă consultați cu cine, cu agent economic, nu știu cine, și vă apreciați cu costul lucrărilor. Dare de seamă, sau mai bine zis, oferta comercială, o dați cu contabilul șef, doamna Nădejde, ca noi să ne pregătim și nu se poate. Bine, am înțeles, domnul primar. Probleme nu o să fie în așa, cu canalizarea lângă Iliei Fulgă, v-ați clarificat? Da, este cum îi zice, în seara ce ne-am clarificat, dumneavoastră, sâmbătă seara ne-am clarificat, a fost ridicat romanul, a fost distupată, disfundată, adică nu mai apelat la canal, fiindcă ei aveți vie azi. Păi, domnul Sandro, dumneavoastră, un roman trebuie să-i pregătiți pe acum un monument, fiindcă el vă scapă din toate rălile. Da, m-am simțit foarte incomod când delegația din Republica Polonia îmblam cu picioarele prin murdăriile, să zicem, o spătării, voi vă închipuiți ce asta. Și l-am telefonat domnul Tudor, pur și bine, mă duc, bine, mă duc, păi, bă, de-a mea, mamă dracu, avem oaspe în saș, noi cine ratăm? Domnul primar, dumneata m-ai sunat, ați apelat, eu am făcut, adică... Păi, eu am apelat la el și mai demult, și eu și viceprimarul apelat și tot... Tot acolo pe loc. Pe canal tot a fost informați. Nu, pe canal îi primesc de pildă, este cum primesc chemare, îi viu peste două zile, la atunci așa e sistemul. Bine, dacă o curs două zile, două zile jumătate. Păi, s-au putut lua ceva măsuri, e șeful păi, de problemele care știu. Eu vreau să zic că chiar și poliția a fost la fața locului, credeam că e ceva de alt fapt. Dar nu e normal, poliția vine, primarul, viceprimarul, poliției, numai, spunem așa, șeful sau persoana pe care ați lăsat-o pe parcurs, perioada bolii dumneavoastră, l-ați lăsat fără bună ziua și la revedere. Nu e normal așa. Nu, e clar, nu e normal, domn primar, dar situația intră așa măsură că populația din sat știu bine că e la canal și pe fie, pe asta, pe bonul de plată, acolo sunt numerele de la canal. Nimeni nu vrea să sună, a se trebuie numai primarului și la regie. Doamna Alexandru, nu mă interesează ce știi populația. Noi luați în considerație că acolo este un bloc cu multă lume, bloc 14 nivele, care mări copilași, mări pe acolo. Și dacă nu a telefonat populația, asta e responsabilitatea noastră. Noi ne uitam ce curge pe drum, lor în casă nu le curge. Nu căutam să dăm de pe... de pe un spate, pe altul, responsabilitate. Eu am zis, părerea mea e că o trebuie domnul Tudor să activeze o leacă mai viore. Care problemele avea? Ce-i cu cimitirul, cu evacuarea gunoiului care sunt acolo, crenguți, buruiași? Domn primar, după cum știu eu, este ea de vineri s-a evacuat, o mai rămas acolo foarte puțin, cred că de o remorcă de asta mică, deci a fost mai mari și mult, s-o evacua. A rămas puțin acolo, cred că e miercuri se va evacua ultima tranșă și e noșivă probleme cu cimitirul. Bine, nu, asta nu e ultima, că noi până n-o să ducem păi cimitirul la o stadie normală. Păi nu, pe parcurs, adică ce să grămătească, noi să-l evacuăm, adică pentru să nu facem probleme. De evacuat regulat, alte probleme care le aveți în locul tău. Alte probleme... În afară de bani, mă nu spune că n-ai bani și noi nu vă nu, e domn primar anunț că este ea, e ap canalul meu prin tâmpinat azi, înainte de volantă, că o să deconecteze, adică mâine viu să deconecteze apa la blocurile locatere. O să vedem, adică am să ies încolo, e la fața locului, în vedere la ap canal și cumva poate noi ne spurca să nu ajungem la așa și mai. Nu toată lumea conștientizează faptul că toate serviciile sunt contraplată și trebuie de achitat. Asta e rău. E rău, nu? Din motivul că două, trei persoane nu sunt conștienți, crede că o să meargă așa, o să străduiască toată casa. Lasă-i sclădificii singuri, ei îndi ei. Nu-i normal așa. Cu ani iau apă, se folosesc de sistem de încălzire și de celelalte servicii și nimeni nimic nu ating. Dar lucrătorii dumneavoastră cer salariu, n-ar fi contra și la premierii ceva, este nevoie de motorină, de reparație tehnice, dar ceilalți spun primărie e obligat. E obligat, da, dar contraplată. Serviciile gratuite deja s-au epuizat.
O să ne descurcăm. Ca prima zi la lucru, domn primar, eu cred că parcursul săptămânii acestea, eu o să mă uit la toate întrebările care au apărut și o să mă strădui să le soluționez după putință. Bine, mulțumesc. Domnul Cireanu, referitor la proiectul de la grădinița Sălcioară, eu am informația că dacă pe compartimente de adunat, costul proiectului e peste 2 milioane de lei? Da. La noi nici grădința nu pasă 2 milioane. Și pasageria pasă mai scump ca grădinița? Poate rețele toate cazane, așa cum e. Neapreciam la capitol construcția casangerii, utilajul. E acolo scris, e montat după teme care scris, au cum se mai numesc capitole, apă, canalizare, pentru ce trebuie să asta, tot este existent. Pentru ce mai scris încă o dată, proiectarea, executarea lucrărilor, ceva eu nu înțeleg acolo. Da, eu înțeleg. Strădirea casangerii, utilajul pentru casangerii și gazoductul. Da, da, acolo mai sunt încă două articole ceva de prisos. Păi, tot trebuie să iei pentru că este, trebuie să fie alimentat cazanul. Păi apă, este în moment. Da, este. Nu. Eu luat, pur și simplu, analogic în altă parte. Deci, ah. De dată preventivă. Da, trebuie să ne preceam la concret, fiindcă dacă merge vorba de 2 milioane, atunci rămânem cum suntem și nici nu ne mai pornim din loc. 2 milioane ca sângerie, 2 milioane, noi ridicam etajul 3 la grădiniță și nici nu o să meargă 2 milioane cu simbatul acoperișul. Eu nu știu ce prețuri exagerate sunt, dar eu vreau să vă rog ca să vă concretizați până la finalul executării lucrării, care să fie suma totală. Doamna Svetlana, dacă ați venit dumneavoastră în loc, domnule, care sunt și probleme? Da, la noi de astăzi s-a început controlul medical a elevilor. Mi se minut, doamna Tatiana, a fost azi de cum am venit 3 clase, cum au fost controlate. În ciuda frigului care îl avem în școală, adică nu dorim până s-a dus atativ cu populația să achite datoriile, ca noi să trimitem acasă număr de copii cu viroz mulțușor, că e frigușor în școală destul, e de frig. Prevența până când e bunișoară. Cu alimentația nu avem probleme, așa parcă e bineșor, cu frunzișul luptăm, ne stăruim să facem față. Mulțumesc, astea probleme nu avem, da? Complex sportiv, filă doar. V-ați notat că la data de 14 o să fie competiții de la 10 până la 13. Alte probleme care nu sunt. Mulțumesc. Sectorul de poliție, care e situația criminogenă la noi? Sub control, crime și descoperite în noi. Activez practic în mai iudem de grădinare după de boală de azi, în pare. Internat în stat, stan e în concediu, până pe 25. Sunt numai eu care asta. Asta e situația. Fundurile de livadă așa mai multe și pe asta e... Nu? Livadă cred că are pază ei, nu? Are, dar solicită-i mei, știu-mi. Bun. Dacă nu aveți altceva, vă mulțumesc. Domnul Sergiu, aveți un anunț? Deci, ieri a fost iară fără lumină, azi a fost invitați muncitorii la Lumtech. Azi am văzut că au venit, o să vedem de seară ce au făcut și tot paralel azi... Noi nu e, domnul Sergiu, noi toată săptămâna, adică mai bine spus, pe data de 3 sunt tot fără lumină. De 10 zile. De acum, da, practic vedem de acum de seară, o să vedem de seară și o să vedem, eu am vorbit și cu reprezentanții firmei care schimbă pilonii, eu am spus că nu e vina lor. Pe parcurs e de acum sclarifice și azi tot am fost cu inspectorul de la Spații Verzi, am făcut evaluare la copaci care sunt uscați, semi-uscați și undeva, cred că până luni viitoare o să obținem autorizația de defrișare și tăiere. Deci, de cum pe parcursul săptămânii o să ne clarificăm contractul și cine o să efectueze lucrările. Restul de acum, așa, în regim de lucru. Referitor, mulțumesc. Referitor la defrișare și tăiere, regia comunală, vă pregătiți după ce cad frunzele, trebuie cu tractorul și cu
perestrău electric și aveți dumneavoastră care aveți, pe toate străzile, mai ales în satul vechi, de tăiat crenile. E imposibil, noi am avut autobus cu oaspeți, nu poate merge autobus, nu poate merge mașină cu grunt, totdeauna crenile sunt la drum. Tot ce merge acoperișul drumul, tot de defrișat, nu are să mă, copac de fructe sau decorativ, de defrișat ca să fie liberă circulația. Mai mult ca atât, el tare încurcă la semnele rutiere. La semnele rutiere, la iluminare, stai, iluminarea asta n-au spun că nu lucrează. Mă proti, iluminarea lucrează, dar dacă stau un copac cu așa frunză deasă, nici nu se vede nimic. Începeți toate străzile de fișat. În privința asta, să scrimească de emis o dispoziție, să avem mari probleme. Eu știu de cazul ăsta. Noi să avem foarte mari probleme cu populația, asupra din străzile Livezilor, Tineretului. Și aici este ea de mistreană, noi să avem probleme cu oamenii ăștia. Oamenii care îți fac probleme, ca să nu mai fac probleme, tăiem copacul de jos. Mai mult probleme nu sunt. Cei eu care sunt deștepți, tăiem crenguțele ca să fie. Eu de acord, domn primar. Toți copacii se află pe partea carosabilă a primăriei. Noi știm de s-a terminat, ești conform legii și gata. Știți articolul legii. V-am zis de ce vă pregătiți. Bine, domn primar. Acum nu-i normal că mai sunt, ea ca sunt, nu ca, sunt, nu ce acolo. Ai lăsat cu oameni strângi. Dar în iarnă, tot de defrișat, de curățit drumul. De mult trebuie lucrat. Doamne, te cheamă situația la dumneavoastră. La noi, în afară de ala. De ala, da. La noi e bine, știți că e cald. Deconectăm căldura pe sâmbătă duminică. Vedem, mă temeam să o deconectez pe seara, deoarece mă gândeam că și cazanul ăsta să nu rămână iarnă fără cazan. Este deconectat. Dar cazanul abia se introdide, doar. Nu e afară. Nu e afară, dar știți cum, mă temeam, zic, pe noapte, că se poate și pe noapte deconectat. Vedem cum ne spredim cu facturile, dar cred că o face față. Dar problema noastră și cea mai mare este că nu avem mașină. Mașina s-a defectat și defectată grav. Nu știu, cum săptămâna trecută ne-am mai spravit cum ne spravim, cu pacienții mei ducem analizele, dar adică să e problemă serioasă. Avem șofer, avem benzină, nu avem mașină. Când s-o facem anul acesta, am cheltuit 16.000 de lei, am făcut motorul și ce mai trebuie, dar acum s-a rupt o de sub, nu știu, s-a rupt, a căzut și motorul și gazul tras pe el. Mașina este de acum, numai că este la din 2004 și este pe acte 100% este uzată în zura. Am făcut înștiințare și la Ministerul Sănătății, sunt la curent cu întrebarea în cauză, dar cred că nu poate nici dumneavoastră să ne ajute. Nu știu ce facem. Vă zic, benzină avem, șofer avem. Mașină. Așa. Asta e problema noastră mai gravă, vă zic, adică chiar, nu știu, la direcție am fost chemată azi, zic, mulțumesc că am dovedit să mă încadrez, un pacient m-a dus și am venit cu rutiera rapid în coace. În 2007, când noi am pus întrebare la Consiliu, să procuram ce o unitate tehnică, un automobil, din stat, consilierii au spus, sau cumpăram mașină, sau cumpăram o unitate de prelucrare a benzinului, din benzin în fug. Din asta, dacă v-a donat, v-a dat așa. Un agregat de transformare a benzinei în fum. Noi, cum s-a dovedit, am fost absolut corecți, că am cumpărat Toyota și nu Jiguli, și acum primăria dumneavoastră știți că 898 Toyota o transmis-o regie comunală și în conlucrare. Dumneavoastră aveți benzină cu domnul Alexandru, întrebările de urgent, îți pot lucra și îți găsi limba comună și un mic ajutor, un suport, domnul Alexandru cred va acorda. Ce se referă la automobilul primăriei, el e pentru toți angajații și nu cred că o să avem posibilitate. Dar totuși telefonați. Dacă o să fie posibil, o să vă dau o mână de ajutor, dar nedejde că e mic. Pentru reparație au zis că trebuiește 13.000 de lei, dar noi nu i-avem banii ăștia. De ei nici nu coastă în total 13.000 mașina voastră. Să plătiți ca anul ăsta 1.000 de euro de comasă. Adică spuneți să dați-mi 10.000 de lei și luați-mă cu toate. Dacă ar fix să dăie cineva cu împrumut, adică timp de 5 ani, dar nouă nu ne se permite așa ceva. Este 5 ani costă 30.000, băgați în drăși tot n-o să fie mașină. Nu, am vrut să cumpărăm mașină nouă, cumpărăm. Timp de 5 ani să o... Bine, asta nu depinde... Pentru că uitați banii pe reparație, ca n-ar fi, 5 ani de zile, noi procuram mașină nouă.
Aici este, sunt în alte întrebări noi. Bine, mulțumesc. Doamna Iulia, situația la școală nu știu, au de la curiență. De călduță e călduță, activăm în mod normal, strângem frunze. Cu pianul, v-ați planificat? Pianul este oferta principală. Este și eu am vorbit cu Marina să iei. Da, doamna Iulia, vă rog, duci până la cap și... Ilie Fogă, doamna Gherita. Alo, este bine. Agentul Tejul este și conectat, facem economii în măsura posibilităților, în weekend închidem, pe parcursul zilei de asemenea, după masă. Situația cu sistemul de alarmare la Casangerei care era acolo și la... Am hotărât-o. Ați hotărât-o. Bravo, mulțumesc. Așa, rămâne deschis întrebarea cu acoperișul și cu ventilarea. Întrebare, noi am vorbit, au fost la mine, domnul Valentinus, la Lugaș, că din și vin încolo. Ventilarea e mai important ca acoperiș, că atunci e așa motivează la acoperiș, a fost ceva ploaie dintr-o parte, dar asta nu e normal. Dar nu are treabă ploaie. O trebuie să pună ceva, să îngrădească, ca să nu nimerească ploaie acolo. Nu s-a dus lucrul până la cap. Da. Sunt de acord cu dumneavoastră. Alte întrebări? Se duc lucrul la capăt și cu ventilarea se rezolvă cumva. Acum o întrebare către rugăminte, către toți conducătorii. Lista, cred că e la dumneavoastră, doamnă Valeriu. Au fost premiați pensionarii pe 100 de lei și au rămas și bani și pensionarii nu sunt. Eu vă rog, cei care n-au participat la instituții dumneavoastră, la noi problemă nu avem la practic. Noi nu avem la Ilie Fulgă, nu-i problemă, au fost două persoane amânate, la școala muzicală amânat, au rămas Grânița Sălcioară și Dragoș Vodă. De anunțat încă o dată persoanele ca să vină la primărie să le mânăm... Dar listele la cine? Poate? Listele la cine? La doamna contabil șef, am zis. Să le mânăm premiile și păcat de flori, am procurat flori, să le dăm flori și eu știu că așa o să fie de activi pensionari, mai bine le dăm un buchet la fiecare, că nu-i sensul de procurat, cheltuit bani, stai aici să aștepte, că știți că ele nu sunt artificiale, dar sunt flori vii care au așa un neajuns că se mai usuc. Stadionul acela sper că continuă lucrările. Gardul nu a instalat? Nu, practic pilonii sunt instalați. Asta este. Da, știi cum... În latină spune, Don Spiro, speră, da? Păi noi sperăm de luna mai tot așa. Cât să mai sperăm? Domnul Cera, îmi dați ceva un explicație, nimic, da? Noi nu ne-am agrat noi pe dânsă, ei nu ne spun nou, deci noi să-i rugăm, să-i... Să-i contactați. De rugat, cumva, eu nu știu cum de activat, dar ca să o ducem până nu a venit primul strat de zapadă, că nu spun la vară, la vară spune de avem concediu și tot așa. Deja este și e să ne instaleze. Spuneți la cine, hai să mă activa, o dau o mână de ajutor la școală. Tot o să fie binevenit pentru copiii la iarnă. S-a vorbit la o ședință despre trandafirii în vigoare. În vigoare, tot domnul Cucereanu acolo. Prezentăm listă. E la cărmuire acolo. Nu, el o să vă prezinte un număr dintre cele numări, bucăți câte o să ne aduc. Nimeni nu cunoaște câte o să fie adus. Ar trebui întrebat, el a spus că până și încă nu le scoate, mai târziu, da? Da, da. Asta nu a spus și tu povrânul. Da, așa. După posibilitate, o să ne stărim câteva și la centrul de sănătate, chiar și la școala muzicală, și la primărie. Așa că pe leacă, dar să fie frumos. Bine, noi, școala sportivă, îmi spuneți în două cuvinte care e situația cu montarea teracotii în Baia și Viceu? Cât să lucrăm. Chiar în două cuvinte, bravo. Să lucrăm și cât e bine, adică vezi mâneiții. Au fost comandat ușele interioare și... Cele două de... Da, nu cât e bine. Vedem noi ceva mai târziu, mulțumesc. Aveți vreun anunț? Nu. Doamna Gerd, aveți vreun anunț? Trebuie să fie finanțat cu un cec în gardă, cu un cec în gardă, cu un cec în gardă.
Păi, dar eu acum ce am vorbit? Cu domnul Cireanu, să clarifici pe fiecare parte de o... Capitol la parte. Fiecare capitol de o parte, să vedem câte... Putem să anunțăm ce e pe construcții. Păi, dar eu de ce v-am referit? Vă apreciați. Cât e construcția? Șutelajul. Noi anunțăm construcții și șutelajul. Etape, două, trei etape. Asta trebuie dus mai... Acolo mergem noi 450 de mii, da? 450 și 250 la gard, la 3.000. Da. Și gardul deoparte. Gardul deoparte îl luați, că trebuie montat gardul. Domnul Comi, chiar și azi m-a sunat la ministrii secretari și mi-a spus, voi pe ce s-a sfârșit? La 1 noiembrie, dacă m-a dus și mie... Păi, activați. Nu-mi spuneți mie, de ce noi avem... Uitați la câte luni. Păi spuneți lor. Mie atunci, îmi spuneți numai atunci când cineva le-a spus și nu e executat. Dar vreau să spun, mi-i sunt șanță. Stați-o leacă. Vreau să nu le spuneți nouă la sfârșitul perioadei. Trebuie să ne spuneți din timp, așa ce am. Păi de la anul nou. Când ne spuneați voi? Așa, eu mă vă planificați împreună. Grăniță Sălcioară. Așa, tot. Și sau vas. У нас, нам нужны батареи, потому что в прошлом году лопнули, и отопление закончилось. Сказали, что в этом году 6 групп у нас по 2 батареи, нужно к 6 группам. Домна Виолетта получила приказ министерства срочно, чтобы приобрели компьютеры, принтер и факс, потому что они оттуда вас министерство будут посылать занятия, не знаю, что там они посылают. Вот министерство дало, министерство пусть дает деньги тоже. Министерство дало указание, Маре Цицин. Для чего компьютер? Детям дошкольного возраста? Воспитателям, чтобы они писали. Воспитатели пускай покупают себе ноутбук. Дальше, следующий вопрос. По поводу забора приходили, снимали метки. Правильно, вот это нужное дело. И спрашивали, ворота тоже будем? Я говорю, не знаю. Все и ворота тоже будут. Тоже. Да. Конечно. Вот это правильный вопрос. И Дуна Виолетта спросила по поводу яблок. Если возможно, чтобы с совхоза взять яблоки, потому что привозят яблоки не очень качественные, порченные, и они не стоят. Чтобы для детей были... Все яблоки должны лежать, насколько я знаю. Ну, лежать, стоять. Хорошо. Значит, Сергей Михайлович, кумерли. Ты приезжаешь пайсперт за читоне, пентр пенсионар. Пайсперт напела дом директор. И сколько вам яблок, количество? Ну, наверное, тонны 3-4. Это вы с запасом на зиму? На всю зиму, да. Ну, вам на первый день 3 тонны не надо. Это... Ну, на первый тон это на 2-3 дня нам нужно 150. Ну, вот так. И потом, чтобы заготовить на зиму, чуть попозже, когда будут убирать. Заготовка на зиму, про 3 тонны. Около пайсов 3 шапс, про 2 тонны, вон целее. Это китем, что китем? Ну, пенсионары китем? Да, да. Pensionare, achit pentru dânsă, noi ne-am înțeles cu domnul director, din costul la 3 lei kilogram. Și am spus, spun numai cantitatea. Uh-huh. Și pentru grădiniță, prin transfer. Numai grădiniță, că pe urmă, nu știu, e fugă, nu trebuie. Dar este anunța noastră instituție și să bătem noi capul din așa. Noi ne bătem capul din încăpere, nu? Dar... Oi, noi avem prea multe. Nu, dacă doriți, puteți procurați dumneavoastră. Dar... Pentru profesori, dacă... A, pentru profesori e altă întrebare. Putem să scriu un anunț, dacă cineva dorește, adică în ce preț? 3 lei? 3 lei, așa am vorbit cu domnul director. Care întrebări mai sunt, doamna Mirela? Vreau să mai spuneți ceva. La povădul laminat, așa, tam, de domnul Violet în cabinet, și zăpune și tam, așa, de remont, laminat. Și păstabile, eti, pirimâcii, ugalchinii stăiat. Domnul Ior, v-aș vă plăs. Уничтожь я уже больше не слышу. Еще? Все. И дальше. Домну Валентин, первый электрик сказал, что электричество не идет как следует, и за счет этого горят тены. И оттуда вот тоже были сделаны кучуку, монтеры и тоже то самое сказали. Опять 2 тена сгорело на плите, опять нужно покупать тены. А кто виноват, не понял? Электроны, которые ходят по проводам. Конкретно, что нужно делать? Электричество не будет как надо, для меня понятно. Ну, они говорят, что пенос не подает электричество, там должно быть 220, там я не знаю сколько. Оно приходит меньше. Можно вам один вопрос? Вот когда динокотчик подойдет к вам, учитывая, что у них есть гарантийный, у вас есть гарантийный талон и так далее, пускай они вот они напишут акт,
что в это виновата Финос. И тогда мы подадим письмо от нашей, с нашей стороны. А то неизвестно, они свои, своей больной головы перекидывают на вторую больную. Пускай вот они напишут акт и распишут, что там. Вот Дина Качук в печати. Что в этом виновата Финос. В том, что у нас напряжение меньше, чем 220, знают все уже лет 20. Не первый день. То, что вот вице-премьер сказал, правильно сказал, пусть они пишут, как ВАП, констатирующая часть, как претензия. Что вы сказали? Никогда не этого не сделают. Не сделают, значит, пусть меняют. Пускай меняют за по гарантии. Пусть меняют ТЭР счет гарантии. У них гарантия закончилась. У нас гарантия давно кончилась. Гарантия 1 год, на плите 6 лет. Ваше предложение? ТЭР нужно купить и поменять. Пусть все. Если будете так думать, купить, поменять, скоро дойдете, что снизу уберете все, поставите там угли. Есть стабилизаторы напряжения, есть все, что вы поднимаете эти проблемы. А это трансформатор стоит 18 тысяч. Я понял. На плиту поставьте один стабилизатор и все. Хорошо. Значит, не будем сейчас спорить, потому что мы теряем время зря. Это никто не сделает. Мы для того и платим Финос и деньги, чтобы они дали качественные. Электрическую энергию, или чтобы было качественное обслуживание. А так купить трансформатор, мы можем купить дизель, генератор, и нафиг тогда упала ваша Финос. Извините. Кого на нос косновой темы? Пежой, архитектор Шевшин, инженер кадастру. На Дунарику сам досадрум, что требление результат кадастру. Шинку на нос. Ладата Дивунская, зачем? Ката страна. Ладата Дивунська, де чи ора, я ну что клетка довготворила, чи ора? Зечі до кана. Ора Зечі. Адонарила арка Триумфали. Він інстрада тоць примарій. Ной інвітем кондукаторі субдивізіону реферітор ла адоптаря, сау апробаря, леджі, привірила фінансі публіці локалі. Modul și condiții care ni-ți propun noi acum, nou acum, noi să rămânem în, nici nu în păpuci de 9-5, dar cu discursul să rămânem. Vreau, eu apelez la toți conducătorii, după posibilități, cei care sunt liberi de lucru, care, sau care nu sunt liberi de lucru, dar mai puțin o să fie încadrați în câmpul muncii, ieșim ca să ne expunem părerile și cred că o notă informativă din timp o să primească toți conducătorii ca să aveți idei. Nu este o manifestație, o defilare de politic. Noi ne referim la bugetul local. Vreau să spunem că în 2013 la noi au fost, eu nu mă tem de cuvânt, spun că au fost sustrase forțat 10 milioane jumătate de lei din primăria noastră. Nu știu dintre celelalte, nu prea tare mi-a doare capul de celelalte. Jele, dar după mine mor. Și dacă o să fie așa planificare și mai departe, noi rămânem cu nimic. Vă doresc o zi bună în continuare.